Această ocazie, când m-am emoționat, mi-am amintit că mulți ani în urmă, nu e bine să spunem câți, dar domnile lor prezente aici știu, deschidea Muzeul din Medgidin. Well, I remembered how many years ago I was opening the Museum of Medgidia. Am convingerea că alături, împreună cu această administrație și aici, la județ, voi avea ocazia să particip la deschiderea unui centru cultural, de exemplu, care să aibă capacitatea de a găzdui toată colecția dumneavoastră. Vă felicit! Ca muzeul din Medgidia să fie redeschis. Suntem într-o procedură, să spun, aproape de finalizare, rămânând ca în următoarea perioadă să încercăm să-l reabilităm și, într-adevăr, să putem expune valorile Medgidiei, comoara Medgidiei, care se poate lăuda cu ghilimele de rigoare și chiar nu e un cuvânt depășit. Medgidia are artă, are cultură, are niște bogății inestimabile, pe care oamenii nu le pot vedea decât frânturi în instituții sau unde sunt ele depozitate. Dar ele adunate într-o casă special amenajată, așa cum am spus, un muzeu, cred că ar invidia multe alte centre de acest gen din România. Opera Internațională de Pictură Lucian Grigorescu este unul dintre puținele evenimente care a continuat, chiar dacă a fost și în mandatele trecute, a continuat mandatul noastră. Ce v-a determinat să menține acest eveniment? Tot ce e bun, tot ce este frumos, indiferent cine este inițiator, eu am susținut, sunt multe activități în Medgidia pe care le-am susținut și le voi continua din tot sufletul, pentru că asta este voința oamenilor. Eu trebuie să fac ce vor oamenii, nu ce cred eu că este bine. Așa e corect. V-a plăcut ceva în mod deosebit de aici sau v-a plăcut evenimentul în sine? Cum este? Să știți că este a doua oară în viața mea și trebuie să știu, cunosc, că când particip la astfel de eveniment. Însă, dacă anul trecut am fost un pic speriat, să spun, pentru că nu știam cum să abordez acest domeniu, anul acesta, să știți că am reușit să înțeleg multe din lucrurile și tainele artistului. Am participat efectiv la momente de pictură și am înțeles multe lucruri. Și îndemn pe toți oamenii să urmărească cu atenție, pentru că vor descoperi lucruri minunate. În fiecare pensulă pe care o pune pictorul pe tablou, să știți că înseamnă câte ceva, dacă te uiți cu foarte mare atenție. Într-adevăr, apreciez activitatea administrației publice din Medgidia. Este un lucru de apreciat. Din partea instituției, prefectul au toate ușile deschise. Am rămas puțin dezamăgit că nu astfel de festivități nu se mai fac și în celelalte orașe ale județului nostru, ci doar aici, la Medgidia. Într-adevăr, acești artiști au nevoie de locuri unde să-și expună, niște spații civilizate, să spun. Nu mai, am observat Mamaia pe marginea falezei. Nu, trebuie să niște locuri special create, unde să poate fi admirate de cetățeni. Ar fi bine în fiecare oraș să existe cu un astfel de loc.